Bună și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, după cum vedeți, vă filmez în halatul MDs. Acesta este halatul meu de la facultate, adică eu cumpărat de mine, pe care îl folosesc eu la facultate. Și eu vreau să vă spun și ce port eu pe buze astăzi. Am văzut că se poartă și mai multe persoane au arătat asta pe YouTube și am spus să vă arăt și vouă ce folosesc eu acum. Este acest ruj de la Maybelline, Superstay Matting, în nuanța 80 Ruler. Și deci să trecem la MTZ-ul nostru și să nu ne lungim. În MTZ eu vă spun și câteva păreri despre produs în cazul în care nu am apucat să spun pe parcurs, pentru că nu prea am făcut videoclipuri de preferate, nepreferate, adică favorite și produse care nu mi-au plăcut. Poate o să fac, poate nu o să fac, chiar nu știu. Poate pe viitor când o să am mai multe inspirații, poate. Acum o să arunc toate deșeurile de aici, după ce o să vi le arăt. Pentru păr am avut acest ulei de la Eleo, de la Oriflame, cu câte uleiuri? Cu Marula Oil și încă 6. Arată destul de murdar, pentru că așa uleios. A avut 50 de mililitri și mi-a plăcut destul de mult. Este dense, nu știu, parcă mai este acolo o picătură pe care nu mai pot să o iau. Este dense. Uitați. Este un ulei de păr foarte bun. Are pompiță din aceasta care se blochează. Acum nu mai pot să picur. Și acum pot, dacă ar mai avea. Da. Mi-a plăcut foarte mult. Dacă aveți ocazia să-l încercați, încercați-l. Este un ulei bun și își face treaba. Minunatele mele tușuri pentru pleoape, cu care îmi fac eu condițiile la ochi, sunt acestea de la Kalos, pe care le-am cumpărat eu odată de la Vaslui și au costat 7,80 lei, dar spre mirarea mea, când am fost ultima dată aici la Iași să-mi cumpăr, am dat vreo 16 lei pe unul, adică mai mult decât am dat pe amândouă la Vaslui, am dat aici la Iași. Abia aștept să mai ajung la Vaslui să îmi cumpăr tușurile preferate. Pentru că am impresia că mai am unul pe care l-am cumpărat de aici și se termină. Deci acestea sunt preferatele mele. Eu nu încerc alte tușuri pentru că am pleoapa uleioasă. Nu știu, probabil și acum, nu, chiar nu știu dacă se vede. Dar am pleoapa uleioasă și mi se întinde. Și acela de la Catrice, nu știu cum se cheamă, unul mat cu peniță, nu așa cum este acesta, cu penson. Și acela mi se întinde, adică foarte frumos, primele 5 minute 10, dar după mie mi se întinde pe pleoapă. Nu știu ce pleoapă mi-a dat Dumnezeu mie, dar mi-a dat bine. Următorul produs este acest bridge pentru față. Eu îmi îndepărtez cu el și aici la sprânceni, când nu am timp și nici nu vreau să mă doară foarte tare. Îl folosesc pentru soțul meu, că îl pensez. Pentru sora, pentru mama, pentru toată lumea, pentru părul facial, pentru mustață, pentru... Nu unul l-am folosit cu toți, au fiecare seturile lor de 3 bucăți din acestea. Sau măcar câte una separată au fiecare, adică fiecare cu lama lui, nu lama mea, eu dau și surorii sau mai știu eu cui. Și aceasta nu mai taie, de asta o pun la empties. Sunt niște lame de față și pentru epilarea părului facial, care pe mine m-au scăpat de părul facial și care pentru mine funcționează și își fac treaba. Mie îmi plac foarte mult, calitate, preț, raportul este foarte bun și vi le recomand și vouă. Le găsiți inclusiv la Kaufland, am văzut 18,50 lei sau ceva de genul, 3 bucăți. Și eu spun că 2, 3 luni, 4, depinde și cât de des vă faceți și așa mai departe. Probabil că un pachet va ajunge și pe un an, dacă nu aveți prea mult păr pe față sau nu știu, nu prea aveți nevoie de ele, dar v-ați dori să le aveți cu voi. Eu mai am aici o aluniță pe față, unde mai crește puf câteodată și îl îndepărtez tot cu lama asta. Mi-a fost frică la început, dar m-am obișnuit să o folosesc, așa că nu mai am nicio problemă cu el și îmi place foarte mult briciul. Vă spuneam, le găsiți la Kaufland, sunt 3 nuanțe, nu știu, de degrade, este una asta roz închis, una roz deschis și una albă. La fel le găsiți și pinotinul le găsiți uneori și la promoții. După cum vă spuneam, pasta mea de dinți preferată, Colgate Triple Action, cu triple acțiune. Ia, prima este pentru protecția cavității, a doua culoare, albul, este pentru albirea dinților și
verdele pentru fresh, pentru respirație fresh. Mie îmi place foarte mult și vă recomand și pe ea, sigur ați încercat-o, dar o mai testați încă o dată pentru mine ca să vedeți cât e fain este. De data asta un produs care mie nu prea mi-a plăcut a fost această pudră pulbere de la Giordani Gold. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Este pudră translucidă, dar este destul de colorată. O să pun aici. Să vă arăt cum am pus. Este destul de colorată și mi închide foarte mult nuanța tenului. De altfel, a fost într-o cantitate și este într-o cantitate mare. Eu o arunc și pentru că nu îmi plăcea cum fixa machiajul. Nu știu ce s-a întâmplat. De obicei, produsele Giordani Gold sunt produse foarte bune. Dar nu știu de data asta ce s-a întâmplat cu pudra asta. Eu am avut în nuanța natural și are 10 grame. Am văzut aici. Am găsit-o la extra oferte și poate de asta. De obicei, pe ambalaj... expiră în luna 8 în 2024. Nu a fost expirat. Mă gândeam poate pentru că am cumpărat-o de la oferte outlet sau extra oferte în afara catalogului, produse care nu se mai găsesc în catalog. Mă gândeam că a fost expirată și data asta chiar am verificat și nu este nici expirat. Chiar nu-i găsesc o scuză pentru care nu și-a făcut treaba și nu-mi plăcea cum fixa fondul de ten. Dar de data asta o să vă arăt și un fond de ten care îmi place de la Oriflame, acesta de la Giordani Gold, Pure Euphoria. Eu am avut nuanța bej sau ceva de genul. Da, bej. Și mi-a plăcut foarte mult. Este un fond de ten cu acoperire mică spre medie, care acum am văzut că e la mare căutare acest trend. Sunt la, din gama Giordani Gold, sunt și fonduri de ten mate, dar vi le recomand mai mult pe acesta cu finish natural, cu glow, cu strălucirea tenului, ca să pară cât mai natural. Și eu astăzi m-am dat fond de ten, dar dimineața la 7 sau poate înainte de 7, așa că probabil nu mai am nimic pe față. Acum este undeva ora 10-11, habar nu am câte ora. Dar eu vă filmez. Un alt produs de la Oriflame este crema de noapte din setul Skinergize care s-a scos de la Oriflame. A fost setul pentru 20 de ani sau pentru luminositatea tenului. Mi-a plăcut foarte mult. Ia să mă dau un pic mai jos. Nu mă mai dau mai jos. Mi-a plăcut foarte mult. Este o cremă super faină și chiar se vedea când o foloseam. Eu am avut tot setul și am mai rămas cu crema asta pe care am terminat-o acum. Următoarele produse sunt aceste măști de păr de la Milk & Honey de la Oriflame. Doamne, foarte faine. O să vi le și arăt că sunt goale. Uitați, goli. Și le-am și spălat înăuntru. Mai miros la Milk & Honey, la lapte și miere. Sunt foarte faine, au fost de multe ori la reducere, aici am pus eu ceva albastru pentru păr, au fost și la ofertă, sunt în continuare și la ofertă, vi le recomand, puteți să le încercați când aveți ocazia, sunt produse foarte bune și na, la prețul pe care îl plătești după aplicarea reducerii, eu spun chiar merită. O altă mască de păr, aceasta este mai nouă și am dat ceva pe jos, dar o să mă duc eu. Ultima dată o să vi le arăt pe produsele de pe jos. O mască de păr mai nouă este o mască din gama Eleo. Nu știu dacă vedeți. Tot așa, cu 6 uleiuri prețioase pentru toate tipurile de păr. Ei, nu știu dacă chiar pentru toate tipurile de păr. Adevărul este, nu este o mască foarte... Nu pot zic că este lichidă, nu este lichidă, dar nici nu pot zic că pe un fir de păr subțire s-ar comporta rău, mai ales că se amestecă cu apa din păr, bine, nu intrăm în detalii când ne spălăm păr și apoi aplicăm mască și așa că se diluează oricum compoziția ei. Este foarte bună, deci foarte bună cu masca aceasta, deci nici măcar nu trebuie să mai aștepți 5 minute sau cât aștepți cu masca în păr. Eu uneori aștept și peste noapte, pentru că am păr blond și de aici pentru că este blond, decolorat, el se despică, se usucă foarte repede și din acest motiv am nevoie de o hidratare intensă. Această mască are 200 de ml și o găsiți, nu știu dacă acum este la ofertă, dar o găsiți de multe ori la ofertă. Eu chiar mi-am cumpărat două bucăți, le-am pe stoc, pentru că îmi place foarte, foarte mult. Deci acesta este un produs preferat de mine, aș putea spune. Își face treaba, după cum spuneam, aici spune să așteptați 5 minute. Văd în toate limbile scris asta. În fine.
cu această mască așteptam și 10, 15, 20 de minute, jumătate de oră. Deci eu tot vreau să aștept mai mult. Mai mult este mai bine, cred. Următorul produs este un booster pentru crema de față. Este un booster cu vitamina C de la Optimals. În crema de față aplicam 2-3 picături și aplicam, după ce luam cantitatea suficientă pentru față, aplicam 2-3 picături din acest booster și amestecam crema și aplicam crema pe față și se făcea o crema așa, ca un fel de al doilea ser. Adică odată aplicam un ser de față și veneam cu crema combinată cu boosterul și deja făceam un al doilea ser pentru față. Deja nu mai era o cremă care să spun grasă sau să se întindă greu pe față. Mergea ușor, ca un ser. Un alt produs pentru față este o mască de față tip cremă de la Evelyn Cosmetics. Eu am descoperit și din acest brand Evelyn Cosmetics o cremă de mâini foarte bună. Cred că este cu lapte de capră sau ceva de genul. Dacă chiar greșesc, adică nu râdeți foarte mult de mine. Cu lapte sigur este, acum nu mai știu dacă era sigur de capră. O găseam la Kaufland, dar se găsește și pe Notino. Eu masca aceasta o am de pe Notino. Probabil se găsește și așa în Kaufland. Și vine cu două plicleți în acestea pentru față. Eu am aplicat dintr-un plic din acesta de două ori. Deci dintr-o mască așa cu două pliculețe pe care am dat 5 lei, habar, nu am, oricum sub 10 lei. Am dat, cât am dat? Am aplicat de 4 ori, asta voiam să spun, o mască de față sub 10 lei, am aplicat-o de 4 ori. Foarte bune produsele cu melc, cu extract de melc și eu chiar încerc să-mi fac o rutină cu mai multe produse pentru față cu extract de melc. Deja am lucrat la asta, mi-am luat o apă micelară cu extract de melc. O să vedeți că am terminat deja aici o mască de o apă micelară și o să o înlocuiesc. De fapt, hai să vă arăt chiar produsul cu pricina. Am o apă micelară cu, stați să vă citesc, pentru piele sensibile, pentru ten sensibil și mixt, cu fruct de cactus, pentru față, pentru, este 3-in-1, nu știu cum, 3-in-1. Eu am impresia că de la această apă micelară mi-au ieșit toate coșurile pe față. De aceea vedeți că încă nu este chiar terminat, dar aproximativ aici vă 10-15 ml pe care chiar nu mai vreau să-i folosesc, mai ales că am acea apă micelară cu o extract de melc pe care o am tot de la Evelyn Cosmetics. Sunt cosmetici foarte ieftine, dar foarte calitative. Deci eu spun chiar merită. Dacă încercați un produs de la ei, sigur veți fi mulțumiți și o să-l cumpărați și pe al doilea. Probabil dintr-o altă gamă sau chiar din aceeași pe care ați cumpărat-o. Nu pot să zic că apa aceasta a fost... Își făcea treaba, chiar demachia tenul, dar ia să văd dacă are miros. Nici nu mai țin minte că... Dar nu are miros, dar vă spuneam că eu am impresia că de la ea am făcut coșuri, așa că eu nu o să mai recumpăr niciodată. Nu pot zic că este un nepreferat, poate mi s-a părut, poate... dar chiar aș putea spun că este un nepreferat din colecția mea. Un produs pe care nu l-aș mai cumpăra. Următorul produs de la Balea, dar care mi-a plăcut, a fost acest șampon uscat clasic. Eu nu mă așteptam să fie așa de fain. Mi-a plăcut foarte mult pentru că odată cu... absorbția sebumului de păr chiar îi oferea părului un volum. Volum pe care eu îl caut. Nu știu de ce acum am o obsesie cu părul cu volum. Așa că mi-a plăcut. L-am folosit cu drag și probabil că o să-l mai recumpăr. A fost în jur de 12 lei, dar pentru 300 de grame, nu, 200 de mililitri, pardon, le-am spus în grame. Spun că își merită banii și și-a făcut treaba. Pa mai mult, chiar mă făcea să-l mai aplic și a doua zi, chiar dacă, adică mă făcea să nu mai spăl părul drept cât deloc, pentru că îmi plăcea foarte mult efectul pe care îl avea. Și așa am folosit șampon uscat vreo 2-3 zile la rând, astfel încât aproape l-am terminat imediat ce l-am cumpărat. Adică, na. Următorul produs este un săpunel din acesta, din gama de primăvară, Springtime Stroll, săpun solid, pardon, 75 de grame, mi-a plăcut foarte mult. A fost drăguț, mirosea bine, în flori de câmp. Următorul produs este un săpun lichid pentru mâini din gama Milk & Honey. Pompița nu mai pompam, eu am reutilizat
sticla până am distrus pompița. Și astfel eu n-am mai avut la ce să folosesc acest recipient, mai ales când nu mergea pompița. Așa că mi-am cumpărat un alt săpun la baie cu pompiță și de acum o să cumpăr rezerve de săpun, nu o să mai cumpăr săpun așa. De fapt, chiar am o rezervă începută de la săpunul pe care îl puneam aici, după ce l-am terminat pe Milky Honey. Următorul produs este o apă micelară din aceasta pe albastru de la Demim. Nu pot zice că mi-a plăcut, îmi făcea gura pungă, la fel la aceea pe Move pe care o am acum în baie, tot îmi face gura pungă. Nu știu unde găsesc apa micelară de la Demim pe verde, nu știu, cred că m-a jurat cineva. Din totuși este atâta. Îmi plăcea foarte mult, tot spune aici că nu are alcool, că am văzut că acum este la modă să nu mai folosești apă de gură cu alcool și nici nu știu, adică nu știu dacă chiar nu are alcool, habar nu am. În fine, mi-a plăcut cât de cât, adică îmi dădea refresh, mă simțeam curată și simțeam că am folosit o apă de gură. Și ultimul produs din acest empties este un parfumel și anume Innocent White Lilac din gama Women's Collection. Mi-a plăcut foarte mult, mai am puțin, vedeți, din 50 de mililitri aproximez aici vreo 5-7 mililitri maxim. Mi-a plăcut foarte mult și am vrut să păstrez aici parfumul ca să-mi mai amintesc sau câteodată chiar să mă mai dau. Pot să zic că nu o să-l mai folosesc la fel de des cum l-am folosit până acum și de aceea l-am pus la empties pentru că o să-l pun undeva. Probabil o să fac un videoclip cu parfumuri terminate în 2023 la sfârșitul anului, dar nu știu și nu promit pentru că de obicei nu știu dacă am mai terminat parfumuri până acum în anul ăsta, dar vă spun că doar pe ăsta îl mai am. Probabil dacă o mai apărut prin empties, da, o mai apărut parcă. Da, erau distruse rău, așa că, nu știu, probabil că o să-l păstrez pe acesta, dar nu promit, nu știu, habar nu am. Dacă v-a plăcut videoclipul totuși, pentru că tot nu am știut, habar n-am avut și așa mai departe, nu uitați să vă abonați canalului meu de YouTube și să-mi lăsați un like la clipul acesta și să-mi spuneți în comentarii voi ce produse ați mai terminat sau ce produse mai testați acum și vă plac. De la Oriflame și nu numai, după cum vedeți, cum am și eu gamă diversificată, pentru că nu toate produsele le găsesc la Oriflame și nici nu am nevoie să cumpăr doar de acolo, pentru că am nevoie de un termen de comparație. Ca să-mi dau seama că un produs de la Oriflame este un produs bun, trebuie să fi încercat ceva care să nu-mi fi plăcut înainte. Și la fel, ca să-mi dau seama că un produs de la Oriflame nu este bun, trebuie să fi încercat un alt produs de la un alt brand care să-mi fi plăcut mai mult sau care să-și fi făcut treaba altfel, încât eu să-mi dau seama că care merită banii mei, că despre asta este vorba, ce produse merită banii noștri și ce nu. Deci, până la următorul videoclip, eu vă doresc o zi superbă sau o seară superbă, depinde cum vă uitați voi la videoclipul meu.